Lumii de mântui
Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi. Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, pentru slava Lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta și voi lăuda numele Tău în viața și în capul neacului. Împlinește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții. Întruiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sfinte foarte moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Oh.
Iar noi cântăm, dragă, așa.
Sfintei Evanghelii bucură-te, primitoră minilor Apocalipsei, bucură-te! Sfinte Ioane, Apostol preoit al lui Hristos, bucură-te, Sfinte Ioane, prea iubit ucenic al lui Hristos, Sfinte Apostol Ioane, iubitor al fecioriei și păzitor al curăției, Sufletul și Duhul ține păzit curat și odorul pierduților pe cerii de curat. Pentru ca ai să fim pe Mântuitorul Hristos cântând Aleluia. Aleluia. Sfinte Pontre de Amor Apostole, împreună cu alți doi ucenici Petru și Iacob, ai auzit, Părinte Sfânt, glas din cer mărturisit, acesta este Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit de acesta să l-ascultam. Acolo, întrusitoarea față lui Iisus, ai văzut și chipul lui strălucit ca fulgerul, de-a cărui lumină soarele și-a trebuit strălucirea, iar cu totul tăi lumina, ce-ai rugat cu Hristos pe vârful Domnului. Bucură-te Cel ce ai primit pe Cel ce este strălucirea Părintelui. Bucură-te oglinda Dumnezeii cele genosute. Bucură-te vasa luminii cele nețărate. Bucură-te Cel ce ai primit pe cuvântul luminoasă tai. Bucură-te Cel ce ai învățat pe de la El cuvintele tai. Bucură-te văzător al strălucirii cele nemărunse. Bucură-te apătător aduse. Bucură-te, descoperitor al tainelor celor negrăite. Bucură-te, promisitor al inimii prea slăbite. Bucură-te, cel ce scrie despre Dumnezeirea Cuvântului. Bucură-te, cel ce ne-ai învățat despre Fiul și Cuvântul Tatălui. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol prea iubit al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostole prea iubit al lui Hristos. Saborul Mântură cel slăbit s-au curat de tare cele mai presuri de minte și de Dumnezeiasca slavă, iar Ioan Fundătorul Dumnezeu s-a mărnicit luminii cele necreate cu totul Dumnezeindu-se și ca un ales între ceea ce știm cu preț de spaimă, îl lăuda pe Mântuitorul cântând Aleluia. Aleluia. Când toșii au zucit în cele răspisele pe Domnul, iubirea vostru privată pe Dumnezeu, care a rămas împreună cu ea pe crucea pe care el s-a pierdut în voi, te-a rânduit să te păcruzi doar mancii sale și să te rânduiești în coalice, pentru care au văzut de la bunea și vestea. Bucură de cel ce ai privit pe finirile Făcătorului, bucură de cel ce te-ai apropiat din cerul Iisusului, bucură de cel ce pe conturi l-ai înțeles mântuirea, bucură de cel ce ai suferit cu Fecioară Maria, bucură de cel ce ai primit în taină Duhul lui Dumnezeu, bucură de cel ce ai mărturisești în tărie viața Tatălui tău, bucură de cel ce ai primit în pierdurea Fecioarie, bucură de cel ce ai primit în taină Duhul lui Dumnezeu, bucură de cel prin care ucenicul vânzător a fost descoperit, bucură de cel ce obșnuiescul hotar al morții l-ai covârșit, bucură-te, Vădăvitorule, pentru Cel ce te-a mântuit prin a sa părinire. Bucură-te, Vădătorule, de chinuri în tine de prigorire. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol prea iubit al lui Hristos.
Părăsirea Hristos, Fiul cel întrupat, pentru care și noi minunându-ne, că lăudăm răit, aleluia! Din Fecioara cea mai presus de toată curăția, s-a făcut rudenie lucrătură cu tine, Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, și ți-a dat ca fiul credincios Maicii sale, să-i fi numiere pentru necaut și ajutor într-un nevoi, pentru care strigăm așa. Bucură-te, primești Sfântor al vieții Maicii celei întristate, bucură de purtător de grijă al Fecioarei cele neîntinate, bucură-te, propăduitor al Feciorii Maicii Domnului, bucură-te, credincios următor al iubirii de Părântului, bucură-te, Înger Pământesc și păzitor al Sfintei Fecioare, bucură-te, om cerești dreptar al credinței mântuitoare, bucură-te, preobispul și iubitor al adevărului, bucură-te, frate, prin har al Mântuitorului, bucură-te, frate, după trup al lui Iacov și al lui Zevedei, bucură-te, ucenicul Domnului, cel mai iubit dintre iudei, bucură-te, cel numit Fiul al Cunetului de către Hristos, bucură-te, al împărăției cerului vestitor luminos, bucură-te, Sfinte Ioane Apostol, prea iubit al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol preaiubit al lui Hristos! Minunată viață, tăsă pentru tine, viitorul de Feciorie, Evangheliste Ioane, mă minunez, Părintele pe tine și Fiul după Har și al Fecioare Maria, și Fiul preaiubit ucenicul Stăpânului, cel ce vine răstignit prin crucea zis mari și sari, femeie, iată Fiul tău, apoi ție, ucenicul iubit, iată mama ta, cuvinte prin care faci frații ai săi, ci vii prin hale mari și precurat pe toți, cei ce iubesc asemenea ție, cântându-i aleluia! Aleluia! Când a fost spusă asta, asta pe unul cu solița și acolo să ne dată să ieșa, de tine, Doamne, și când să arătă fărturii, pe care vă sunt tot cele preiubit între ucenici cu iubirea de Dumnezeu, Hristos Dumnezeu, care l-a făcut om și din coasta lui a făcut femeie. După aceea, noi te lăudăm zicând, bucură-te cel ce l-a citat pe capul pe pieptul Domnului Zezimat, bucură-te cel ce înviază, vrednic ucenic al lui Iisus te-a arătat, bucură-te evanghelist al celor ce ridică păcatul lumii, bucură-te propovăditor al slavei dumnezești, și al minunii, bucură-te cel ce în jurile este de dragoste de Dumnezeu, bucură-te răvădător a sufletelor celor rănite greu, bucură-te ucenicul dorat al celor ce aștere slavimele tuturor, bucură-te cel ce te-ai învenit ai fi până acum ce însuțitor, bucură-te cel ce te-ai învățat mintea mai presus de ceilor, bucură-te cel ce de acolo mi-e vestești de adevăr, bucură-te al Sfintei Trei, ururea mărturisitor, bucură-te, fulger, pentru demonii fricoșători, bucură-te, Sfinte Ioane Apostol preaiubit al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane Apostol preaiubit al lui Hristos. În numele răstignirii Domnului Apostolul Ioan a văzut o fricoșătoare schimbare a luminătorilor de pe cer, preguncitoare semnele din făcuturi, tremurul pământului deschiderea pietră, deschiderea mormintelor și aflat de încuverea căta pe tezmei tempului, deslăvea Dumnezeirea preiubitului său învățător, învățându-ne și pe noi ai striga, aleluia! Cele de sus nici de cum nu s-a despărțit,
că El însuși ca cuvânt era într-un început. Și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Ceea ce este fără de început, pe care tu l-ai vestit. Iar acum am mulțumele ca acestea. Bucură-te, puneta Domnilor, auzite cele patru părți ale Pământului. Bucură-te, zbura patru lucrătoare din grădina Iaiu. Bucură-te, cel fecioră din gândul luminat și curăție. Bucură-te, popa iubirii cerești, roditorul veșnicie. Bucură-te, ochi al Mântului ceresc de taine făcuzător. Bucură-te, arme înțeleselor, graiul mare stăluitor. Bucură-te, zori aducătoare de lumină în noaptea necredinței. Bucură-te, surpătoare al învățătorului păcărișanul științei. Bucură-te, cel de un nume cu Marie Ioan Botezător. Bucură-te, cel ce ai rămas între cei vii ca și vii rămitor. Bucură-te, alătrânării învățători chemat la apostola. Bucură-te, cel în chip minunat de Domnul ca să fie Tatăl. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol preiubitor de Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, că te omnisintă despre Dumnezeu cel veșnic și fără de început, pe cuvântul și Fiul cel de o ființă cu Tatăl ai propovăduit, într-un Duhul Sfânt căruia împreună cu tine îi cântăm, Aleluia! Aleluia! Fiind credinț, Apostole, cu focul cel domnicesc al dragostei, ai alergat cel din tâi dintre apostoli la mormântul lui Hristos și văzând ciurciurile singure zăcând, prin simțirea inimii ai crezut în vierii învățătorului tău. Pentru aceasta noi toți, lăudându-te, zicem, bucură-te cel ce în zori ai alergat la mormântul lui Hristos. Bucură-te ală fierii lui, cel din tâi credincios. Bucură-te arătător al tainelor creștinătății. Bucură-te pierzător al rătăcirilor păcănătății. Bucură-te cel ce ai fost trimis în Asia la cei fără credință. Bucură-te cel ce prin minuni i-ai adus la pocăință. Bucură-te cel ce cu puterea harului un paralitic ai vindecat. Bucură-te cel ce pe demoni prin baie un cubic de foc ai aruncat. Bucură-te cel ce capiștea Artemidiei ai dărmat. Bucură-te cel ce ai aruncat de acolo pe demonul încuibat. Bucură-te cel ce ai slujit la dormirea Maicii lui Iisus. Bucură-te cel ce ai purtat în fața sicriului ei stâlparea trimisă de sus. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostolul prea iubit al lui Hristos! Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostolul prea iubit al lui Hristos! Slăvit de Apostolul în mulțimea minunilor și pentru sănătate a Sfântului nostru Hristos, ale cărui dar ca unul luminos de acopereau pe tine iubitul său celic. Miluiesc și cântarea și lauda noastră, băgător și glor, dar pătrunși de minunea trupării cuvântului lui Dumnezeu, pe care o propovăduiești, Sfinte Ioane, cu smerenie cântăm lui. Aleluia! Care înainte mormântului tău și cu drag.
cele ce ne mai ne mai mai și credința de viitoare. Dure de cel ce asemănându-te stăpânului Lucia Mării Domnului. Dure de cel ce zidea celor scăpați de Doamne Mării Putolină. Bucure de cel ce vedea mărci din albunul liru scrisoarea ta expusă. Bucure de cel ce pe Tatăl Cerii vindecat cu toată casa la Iisus la Hristos. Bucure-te, cel ce ai sfârmat că priniștea mea bună cu toții ei. Bucure-te, cel ce ne toată o să ai vestit Evanghelia locuitorilor sări. Bucure-te, cel ce mi-ai tineri dat pe jertfirea Hristos-i intimat. Bucure-te, cel ce mi-ai diavolul, care este pe miarna de căia fundată. Bucură-te, cel ce mi-ai noțitul din bucății lui făcut. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol preiubit al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, Apostol preiubit al lui Hristos. O preamândată Ioane de Dumnezeu, cuvântătorul, umilință ți aducem această rugăciune din inimi smerite și prin tine cunoscându-L pe Fiul și cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat. Te rugăm să ne fii mijlocitor înaintea Lui, ca să ne scape pe noi de tot necazul și să ne vrednicim împărăției cerurilor, ca în vese cântăm. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu credință și cu dragoste și cu evlavie, inimă ne rugăm ție, Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, de Dumnezeu, prea iubit al lui Hristos, cu smerenie te rugăm să ne ajuți să nouă nevrednicilor, sfintele și prea putericiile tale rugăciuni, spre a trece cu liniște și pace peste toate patrele cele tulburi ale acestui veac de acum și spre a nu cădea noi în cursile cele meșteșugite ale oamenilor răi și ale vitrinilor diavol, pe tine, cel ce ești ca un cult înalt spunător al fotociei, te rugăm să mijlocește cu noi, către prea milostivul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu harul Său mințile noastre cele întunecate de patim, spre a primi și noi înțelepciunea cea de la Duhul Sfânt și a cunoaște dreapta credință și legea în țar și mai ales să lucrăm după puterea și poruncile Lui. Pe tine, ucenicul cel prea iubit al lui Hristos, care a propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu și dragostea de aproape de te rugăm să ne ajuți cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca și noi să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din toată puterea noastră, iar pe aproape de care noi înșine. Pe tine, vasul curăției, te rugăm mijlocitor către prea bunul Dumnezeu, ca, prin ajutorul și mina sa, să ne izbăvească de răzvrătire, de mâine și de pofte, precum și de popor, topul gândurilor necurate, care tu le-a izbăvesc din inimă și care, ca niște nori, ne întunecă mintea spre fiersarea sufletelor. O, fericite Ioane, care a fost numit de Domnul Fiu al Preasfintei și Preacuratei sale Maici, tu ești sfârșit timpul de la mutarea din lumea aceasta, de aceea, venind cu minință și zdrobire de inimă la tine, ca împreună cu Preacurată Născătoare de Dumnezeu și Purulea Fecioară Maria, Maica Domnului, Maica ta și Maica noastră, a tuturor celor ce crede în Hristos, să mijlocești pentru noi către Mântuitorul Hristos, ca să ne păzească pe noi în toate zilele vieții noastre, să ne izbăvească de veșnicile inimii, în ceasul sfârșitului nostru și să ne împlinicească împărăției sale în vecii vecilor. Amin. Luminează-te, luminează-te, Domnule Ierusalime, slava Domnului peste tine a răsărit. Stai-te acum și te bucură-ți.
Să
Yeah.
Acum și pururea și întregi.
Slavă lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește.
Le-au dat drumul, ne găsim niciun chip
cum să-i pedepsească din cauza poporului, fiindcă toți slăbeau pe Dumnezeu pentru ceea ce făcuse. Căci omul cu care se făcuse această minune a vindecării avea mai mult ca 40 de ani. Pace ție, frate, cititorule! Fericit este slujitorul acela
pe care venind stăpânul său va afla făcând așa. Adevărat zic vouă că va pune peste toate avuțiile sale. Oh.
pentru cei ce se răstăresc, pentru cei ce te întărăt, pentru poporul care stă înainte și așteaptă la tine mare și bogată milă. Doamne, miluie!
pentru împărăția sa. Să le pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa. Cei care le-au adus și pentru toți cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa. Pe cei dintr-o rodinie cu noi adormiți într-un Domnul, strămoși, părinți, fraților, fii și fiice, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini care v-ați adunat astăzi la această sfântă și dumnezeiască liturghie, să vă pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Doamne, miluiește! Și cu toată de
binecuvântată, amănita stăpână noastră, de Dumnezeu înăstătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. La Sfântă Născătoare, Oh,
cântarea de miluință, cântă-ți mânt, lasă-ne și grăini. Mă rog, 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 m
pace vrec, ci fi sănătos îndelungat în sine, vrec învățând cuvântul adevărului tău. Doamne! Vine și în toată păcatele și negrijoarele noastre,
Sfinte, Sfinților,
Hristos a înviat! Preamucenici, părinți, frați, dragi prieteni lui Hristos, Mântuitorul nostru, astăzi este o zi de sărbătoare mare pentru această comunitate. Cinstim pe Sfântul Evanghelist Ioan, cel iubit de Mântuitorul, cum spune proparul și condacul acestuia. Este o zi minunată pentru că întreaga comunitate vibrează duhovnicește astăzi, în această zi de mare sărbătoare, în perioada pascală, în care cinstim astăzi pe cel mai apropiat apostol, cel mai tânăr și cel mai râvnitor. Este greu să comparăm pe Sfinții Apostoli și nici nu e cazul, dar îl știm doar atât că a fost singurul apostol care a urmat pe Hristos și chiar și în momentul în care acesta era pe cruce. Cât de greu era pentru el să-l vadă pe Învățătorul, pe Mântuitorul nostru, acolo, curgând sângele și fiind chinuit de către ostași romani, basocorit fiind de către evrei și ceilalți oameni din jurul lor, să-l vadă pe Hristos, Mântuitorul și Dumnezeu nostru, cu suferință și dându-și sufletul pe crucea răstignirii sale. Sfântul Ioan Evanghelistul este cuvântul acestei comunități. Este printre puținele biserici din țară care poartă această ocrotire, acest hram și cu atât mai mult suntem chemați să cinstim așa cum se cuvine pe Sfântul Evanghelist. Sfântul Evanghelist, după cum știți foarte bine din anii trecuți, de la predici, la cuvântări, de la cuvântările de credință pe care părinții slujitori le-au transmis frăților voastre, el este unul dintre cei 12 apostoli. Este și cel mai tânăr, cum spuneam, este unul dintre cei care mai întâi de toate a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul. Este unul dintre cei care l-au urmat pe el, pe apostolul pocăinței, cum este numit de Sfântul Grigorie Palama, Sfântul Ioan Botezătorul, apostolul pocăinței și al întoarcerii spre Hristos, al smereniei, pentru că a învățat de la Sfântul Ioan Botezătorul cele mai nobile virtuți, acelea de a urma pe Învățătorul, de a urma calea, de a pregăti calea alături de Sfântul și de a putea propovădui în toată lumea care este mesajul iubirii. Pentru că el este numit Apostolul Iubirii, este printre puținii teologi, printre puținii sfinți care poartă și în supranumele de teolog, adică vorbitor cu Dumnezeu sau despre Dumnezeu. Pentru că foarte mulți dintre noi suntem teologi, foarte mulți suntem absolvenți de teologie, dar nu înseamnă că suntem și teologi. Înseamnă că, într-adevăr, noi mărturisim pe Hristos și vorbim despre și cu Hristos, mai ales, vorbirea cu El directă, prin rugăciune și prin făptuirea dreptei credințe. El a avut primul acest privilegiu de a purta supranumele de teologul, a urmat și Grigore teologul și Simeon noul teolog și alți părinți îmbunătățiți care au vorbit despre Dumnezeu și cu Dumnezeu în scrierile lor, dar și pentru o viață jertfelnică. Sfântul Ioan Teologul, deși nu a murit ca martir, a putut simți prigoana, persecuția și exilul spre sfârșitul vieții sale. El a luat parte la toate evenimentele pe care Mântuitorul le-a trăit, le-a experimentat, vă dați seama, se stai că Mântuitorul zi de zi, în 3 ani și jumătate, cât a fost perioada de propovăduire pe pământ a Mântuitorului, câte lucruri n-a învățat el. Evanghelia de la Ioan, care este într-adevăr o capodoperă literară, teologică, duhovnicească, cum vrem noi să o numim, este cea mai sublimă, cea care vorbește cel mai despre iubire. Imnul iubirii și celelalte cântări și rugăciuni care sunt inspirate din Evanghelia de la Ioan. Dar Mesul Ioan este acela care vorbește cel mai mult despre Sfânta Eucharistie. Dacă citim primele capitole, capitolul 5, 6, 7, da? avem experiența a unui om care cu adevărat a simțit ce înseamnă să trăiești în comunie cu Hristos. El este cel care propune lumii, într-adevăr, să trăiască comunia cu Hristos de plină, prin Sfânta Liturghie, împărtășire cu Sfintele Taine. Este cel care a reușit în
capitolele pe care El le-a cuprins, cheia Evanghelia cu și cu mult mai multe decât acestea s-a scris, dacă s-a fi scris, că toată lumea n-ar fi căput cărțile care s-au scris despre El, adică toată lumea, dacă ar fi scris despre Mântuitorul, n-ar fi căput lumea aceasta, oricum este doar izvorul revelat, Scriptura este izvorul revelat în Sfinte Tradiții și mai sunt și celelalte surse, Sfânta Tradiție este foarte dinamică și foarte diversă și avem foarte multe texte după perioada primului secol care compun Sfânta Tradiție. Dar Sfânta Scriptură, prima parte a Revelației, este cu adevărat cuprinzătoare. Sfânta Scriptură care este compusă și din această Evanghelie, sunt 27 de cărți în Noul Testament, Evanghelia a patra în ordinea canonică în Noul Testament și cele trei epistole ale Sfântului Ioan sunt cu adevărat deosebit de pătrunzătoare și de esențiale pentru viața noastră duhovnicească. Avem în fața noastră un sfânt tânăr, dar foarte răvnitor. Spuneam că este cel care l-a purtat pe Hristos în inima sa și cel care a mărturisit această dragoste de a fi apostol, de a fi ucenic al lui Hristos, până spre sfârșitul vieții sale, dar nu puțin au privilegiu, dar a fost singur care a avut acest privilegiu, să fie dat Maicii Domnului spre a fi mama lui și singurul care primește pe Maica Domnului să fie ocrotitor. Iată mama ta, iată pe fiul tău. Această transmitere a unei misiuni extrem de importante și de responsabile pe care a avut-o Sfântul Ioan, dată direct de cruce către Mântuitorul, este pentru mine, când mă gândesc ce înseamnă să primească un om, această sfânt este copleșitoare. El era cel mai, cel care a urmat de Hristos și singurul care se afla acolo între apostol și căruia i-a dat această mare sarcină de a avea grijă de Maica Domnului, pentru că în casa lui l-a învins Maica Domnului și în acest peregrinaj din toată lumea, pentru că a fost propovăditor, misionar ca și ceilalți apostoli, a transmis Cuvântul lui Dumnezeu în Asia Mică, ca evanghelizator și cel care a putut să poată transmite Cuvântul revelat în toată lumea, dar datorită invaziei necredincioșilor în Efes, el s-a retras și a reușit să meargă spre această localitate și totuși astăzi noi cinstim nu pe adormirea Sfinției sale, noi cinstim de fapt praful acela de mântuitor pe care îl simțim sau îl simțeau oamenii până la cotropirea Efesului de către păgâni și în fiecare an pe 5, pe 8 mai, pe plați, venea acest praf tămăduitor pentru toți bolnavii, pentru toți oamenii aflați în suferință și vindeca. Noi cinstim adormirea sa pe 26 septembrie, da? Noi astăzi avem o altă bucurie duhovnicească să servăm pe Sfântul și puterea lui vindecătoare, mijlocirea lui în toată lumea. Sfântul acesta a luat parte la momente grele din perioada poporului evreu, atunci când s-a dărâmat templul în anul 70, când a văzut că lucrurile se încurcă foarte tare și că apare prigonirea Romei, atunci s-a retras spre Efes. Acolo de unde împărații Romei au reușit să îl găsească și Domitian și apoi Traian, în al treilea an a domniei Traian, între 96 și 117 a domniei Traian, în al treilea 98, da, deci spre anul 100, Sfântul Ioan este prins și exilat în Patmos. Acolo ne scrie, din tradiție, știm că a scris și Apocalipsa, a patra carte care el o scrie în canonul Noului Testament și are posibilitatea să transmită învățătura de credință despre parusie. Este cartea cea mai greu de trăit, de asumat, de înțeles, pe care și mari teologi o fac cunoscută în primul rând prin asceză, prin rugăciune. Și de aceea Sfântul Ioan are această menire de a transpune lumii ceea ce se va întâmpla după
ceea ce va consta lumea aceasta, după ce se va sfârși lumea, va fi sfârșitul ei, Parusia, Apocalipsa, și Sfântul Ioan ne învață cum are să se întâmple semnele acestei veniri a doua vine a lui Hristos, care vor fi consecințele necredinței noastre și așa mai departe. Deci, vedem pe Sfântul Ioan Evanghelistul într-o mare lumină astăzi. Iar o parohie ca tare, ca ocrotitor pe Sfântul Ioan, este demn de apreciat și pentru faptul că Părintele Radu Florin și că Doamna Părintească Maria este aici de față și cu familia, copiii și toți doreașii care înconjoară familia aceasta binecuvântată, urmând exemplul Sfântului Ioan, pentru că nu este ușor, nici greu, depinde de cum îți asumi această calitate, să urmezi exemplul, modelul practic teologic al Sfântului Ioan. Nu este ușor pentru că este un standard foarte ridicat și Sfântul Ioan a avut o asceză și o viață deosebită, nu este greu dacă urmăm îndemnurile Mântuitorului. Una peste alta, soborul care s-a adunat astăzi, număr de 20 de preoți, nu exprimă decât un singur lucru important pentru mine, care vin de mai departe. Faptul că această comunitate este foarte iubită și Părintele și Doamna Părintească, sunt oameni care dinamici, care au reușit să atragă jurul lor, oameni de seamă, oameni buni, oameni duhovnicești care să se roage. Pentru că prezența noastră aici este o garanție că ne vom ruga pentru Părintele, pentru Doamna Părintească și pentru întreaga comunitate, ca această splendidă capodoperă, arhitecturală, care este Biserica lui Hristos, care de fapt este casa lui Dumnezeu, s-a înălțat atât de frumos cu atâta jertfă, și prin rugăciunile noastre, totuși și prin osteneala dumneavoastră, după care vă aducem sincere mulțumiri, și adhirește de binecuvântare ale Înaltă Sfințitului, prețuirea dumnealui și dragostea pe care vă poartă în rugăciunile sale în toată vremea. Dumnezeu să binecuvinteze această zi, să ne fie de folos Sfântul Ioan și într-o mulți binecuvântați ani Părintelui, Doamne, și întregi comunități, Hristos Amia. Prin Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, acum viață-vă!
din odată bisericii tale opăzești, sfințește pe cei ce iubesc podoba casei tale, tu pe acești îi preamărești din Dumnezeiască ta putere și nu-mi lăsa pe noi cei ce nădăjduim în tine. Pacea lui care dăruiește, bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău. Pe toată doară cea bună și tot doară desăvârșită sus este pogărându-se de la tine, Părinte Lumină, și ție slavă și mulțumire și întâlnirea în țără. Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și veci vecilor. Ale Sfântului Spiridon, mare făcător de minuni Nicolae din Mira, ale cuvioasei Maicii noastre Parascheva, Luca, doctorul al Crimeii, Nectarie de Eghina, cu rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe Domnul ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Ne aflăm la cel de-al 12-lea hram al Bisericii Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Și mulțumesc Sfântului Ioan, Apostol și Teologul, că a mijlocit în ceruri ca noi să putem să fim astăzi aici, în mijloc de săptămână, când fiecare avea alte priorități. După săptămâna luminată, când noi resimțim și bucuria, dar și oboseala acumulată în zilele prilejuite de învierea Domnului. Iată, cei ce iubesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cei ce sunt iubiți de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, cei aleși de Dumnezeu, s-au învrednicit să fie astăzi aici. Ca de obicei am emoții. Și nu poți să nu ai emoții. Emoții prilejuite, pe de o parte, de mulțimea colegilor care ne-au înconjurat cu atâta dragoste și aș vrea, în mod special, să îi mulțumesc Părintelui Consilier Ilarion Muță, cel care m-a vorbit atât de frumos, este cel care face să vieze alături de o mână de oameni așezământul social filantropic de la Hârșa, acolo unde sumedenii de bătrâni cărora societatea sau structurile sau instituțiile nu le-au mai dat vreo șansă și au găsit o blăduire. Părintele face de 3 ori pe săptămână, cel puțin, distanța Hârșa-Iași, pentru că predă și la Facultatea de Teologie Ortodoxă. Și cu toate acestea, chiar dacă zilnic se îngrijește de tot ce trebuie pentru 150 de bătrâni și copii, fiecare cu problemele sale, și-a găsit astăzi timp să vină să ne bucure cu prezența sa. Le mulțumesc și colegilor mei, fie colegi de școală, fie colegi de seminar, fie fiind, fie cu mătrii, care au venit și din zona Neamțului, și astăzi au dorit să slujească împreună cu noi. Mulțumesc fiecăruia
dintre frățiile voastre, nu numai pentru faptul că astăzi ați fost aici, ci că prin jertfa domniilor voastre, de zi cu zi, de an cu an, prin rugăciunea sufletelor pe care le purtați în trupul, ați făcut posibilă această întâlnire. Pentru că așa s-a născut biserica aceasta, prin jertfa multora, printre puțini, printre repetabilele lucruri pe care le spun când vine cineva în vizită la noi la biserică și se minunează, le spun că această biserică a fost făcută fără utilaje. Aduceți-vă aminte că am folosit macaralele doar când am ridicat crucile. În rest, a fost obolul și munca și jertfa fiecăruia dintre noi și a celor plecați. Pentru că în 12 ani, mulți din cei ce s-au jertfit sunt acum în ceruri. Și pentru ei, pioasă recunoștință. Să ne dea Dumnezeu, în primul rând, sănătate. Să mijlocească Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care știți cum este numit, Apostolul Iubirii. La Dumnezeu două lucruri. Să avem capacitatea de a iubi chiar și pe cei ce nu merită și să ne lăsăm iubiți de către toată lumea. Iubirea nu vine acolo unde este orgoliu. Iubirea nu vine acolo unde este vanitate. Iubirea nu vine acolo unde este avariție. Iubirea nu vine acolo unde este răutate. Iubirea nu vine acolo unde este prostie. Mare și milostiv Dumnezeu că nu doare. Dar, intrând în biserică, fie aici, fie în altă parte, să lăsăm toate acestea la o parte, pentru că în biserică este tinda Raiului. Și așa cum ne pregătim de aici, de pe pământ, așa ne vom odihni dincolo. Dumnezeu este aici, pe pământ, Dumnezeul iubirii, care ne acceptă și ne lasă pe fiecare așa cum vrem noi să fim. Nu intervine nici brutal, nici cu bocanci. Dar dincolo, să luăm aminte că va fi dreptatea și se va face departajare între cei ce au înțeles iubirea lui Dumnezeu și n-au batjocorit-o și ceilalți. Așa că rugăm pe milostivul Dumnezeu să picure iubire în sufletele noastre, spunându-i că vom căuta să o înmulțim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cam fiecare an avem un parteneriat cu școala pe care l-am consolidat în ciuda tuturor încercărilor. Biserica și școala trebuie să fie cele două surori care plămădesc neamul omenesc. Ne bucurăm atunci când și administrația ne ajută să putem să continuăm această colaborare. Recunoaștem și noi și că e loc de mult mai bine și că măcar 10% din promisiunile care se fac, dacă s-ar onora, ar fi mai mult decât mulțumitor. Dar e bine și așa, vorba Românului. Ferească Dumnezeu de mai rău. Și altă vorba înțeleaptă, pe care n-am să spun acum, dar stă pe vârful ei, rog pe doamna directoare, împreună cu copiii de la școală, care sunt copii mulți dintre ei botezați aici la biserică, crescuți de către noi, de către comunitate în general, pentru că părinților fac și parte din comunitate și tare ne bucurăm când culegem roade ale acestor copii minunați. Eu vă rog în suflet să mai aveți 10 minute de răbdare și după aceea vom merge fiecare dintre noi la cele ce ne sunt rânduite. Îi poftim aici pe solea Sfântului Altar, care pentru copiii nevinovați se transformă acum în scenă. Să aveți bucurie cu toți. Doamne ajută, Hristos a înviat! Oh!
Thank you.
Thank you.